ziua, domnul Bucurescu, de ce ați venit la parchet? Să dau declarații. Pentru calitate de ce? Nu știu. Are legătură cu fluierătorul? Nu știu, vedem. Sunteți învinuit? Aveți ceva de spus în legătură cu drumul, domnule primar? Dumneavoastră ați fost cel care a reclamat această situație. Cum ați ajuns ca învinuit? Bucurescu a fost audiat săptămâna trecută ca martor la procesul sindicalistului Cristea Fluierătoru. De aici pornesc toate acuzațiile împotriva sa. Fluierătoru v-a adus aici? Ce documente aveți în mână? Mai multe documente. Legate de? De drum? Aveți avocat? Ați venit singur? Nu. Deci, există ce scrie citație? Procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu au anunțat că primarul de la Slivilești este urmărit penal pentru mărturie mincinoasă. La data de 25 octombrie 2013 a fost începută urmărirea penală împotriva numitului Bucurescu Sorin pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă. S-a reținut că acesta, fiind audiat în calitate de martor la instanța de judecată, a declarat aspecte necorespunzătoare adevărului. Sorin Bucurescu este fostul coleg de liceu al lui Cristea Fluierătoru, arestat preventiv din luna august pentru 4 infracțiuni, la fel ca și Sandu Benga și Nicolae Gioran, cei doi foști angajați ai complexului energetic Oltenia. Aceștia sunt suspectați de comiterea unor fapte care au legătură cu proiectul de modernizare a drumului Știucan Miculești din Slivilești. Fluierătoru a fost o perioadă reprezentantul firmei care a executat lucrările de modernizare care au costat peste 30 de miliarde de lei vechi. Ulterior, drumul s-a și deteriorat.